Bună ziua! Mă bucur să ne revedem și astăzi, așa cum anunțam săptămâna trecută. Intenționăm să avem aceste briefing-uri săptămânale, tocmai pentru a vă prezenta și a vă aduce în atenție cele mai importante informații pe care noi le avem, atât în ceea ce privește activitatea din ultimele 7 zile, cât și activitatea care urmează să se desfășura. Vă readuc aminte că până la sfârșitul zilei de ieri erau circa 125.190 de persoane vaccinate. Astăzi, la ora 12, erau vaccinate peste 9.000 de persoane. Au fost înregistrate în total 468 de reacții adverse raportate, dintre care 191 de reacții adverse sunt locale și circa 277 reacții adverse generale. Din punct de vedere al numărului de pierderi, vorbim de 272 de doze, ceea ce reprezintă 0,16% din numărul dozelor distribuite. În ceea ce privește numărul dozelor recepționate până la acest moment, după cum știți, pe data de 11 ianuarie a fost primită cea de-a patra tranșă, în total fiind recepționate 450.450 de doze. Au fost distribuite circa 160.980 de doze, practic au plecat din centrele de stocare către centrele de vaccinare și s-au efectuat, așa cum am spus deja, peste 134.000 de doze în momentul de față, fiind vaccinate practic 134.000 de persoane. Datele erau pentru ziua în curs la ora 12. Următoarea etapă vizează pregătirea celei de a doua etapă a strategiei de vaccinare. În momentul de față, din numărul de centre de vaccinare destinat pentru unitățile medicale, pentru lucrătorii din sistemul medical și social, de pildă astăzi, se vaccinează în circa 235 de centre. Pentru etapa a doua sunt identificate și vor fi operaționalizate 750 de centre, dintre care, așa cum am spus, circa 100 de centre rămân deja din centrele din unitățile medicale. Aceste 750 de centre vor avea circa 1766 de puncte de vaccinare, ceea ce vor asigura la capacitate maximă peste 100.000 de persoane care se pot vaccina în fiecare zi. Din acest punct de vedere, am identificat categoriile de boli cronice pentru etapa a doua. Pe lângă persoanele cu vârsta peste 65 de ani, vorbim de persoane care sunt diagnosticate cu diabet zaharat, persoane cu obezitate, persoane cu boli cardiovasculare cronice, cu boli cronice renale, cu boli pulmonare cronice, persoane cu afecțiuni oncologice, persoane cu boli autoimune, de asemenea persoanele cu imunodepresii, atât prin boli sau prin tratamente și inclusiv persoanele cu infecție HIV-SIDA. În ceea ce privește modalitatea de programare, platforma va fi gata pe data de 15 ianuarie. De la ora 3 se va putea începe programarea persoanelor pentru etapa a doua în centrele de vaccinare care vor fi pregătite. Modalitatea de programare va fi pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani. Programarea se poate face individual, se poate face prin medicul de familie, se poate face prin serviciile de call center și aici, ca noutate, vom avea un număr unic la nivel național pe care vi-l pot și spune, 021-414-4425. Practic, sunând la acest număr, apelurile vor fi preluate în cele 42 de call centere distribuite la nivelul fiecărui județ. O altă modalitate de programare, prin Direcția de Asistență Socială din primării sau prin intermediul aparținătorilor, care pot să creeze, să-și facă cont și să înscrie până la maxim 10 persoane dintre aparținători, din familie. Pentru persoanele care sunt în evidență cu boli cronice, sub vârsta de 65 de ani, programarea se face în mod corect prin medicul de familie. Dacă persoana respectivă nu are acces la un medic de familie sau nu are medic de familie, se poate face programare prin serviciul de call center, individual, pe pagina web, prin Direcția de Asistență Socială sau, la fel, prin intermediul aparținătorilor. De asemenea, pentru persoanele care deservesc activități esențiale, programarea se face prin angajator și, de asemenea, atunci când angajatorul înscrie
persoanele pe care le are în angajate sau un contract de prestări pentru acele activități esențiale, beneficiarul poate să-și stabilească, după ce este validat de angajator, ziua și centrul unde vrea să meargă să se vaccineze. Ceea ce este, din punctul nostru de vedere, oferă o libertate în a alege centrul și ziua la care vrei să te vaccinezi. Un alt lucru important pe care l-am primit în jurul prânzului, Agenția Europeană a Medicamentului a autorizat variația de 6 doze. Practic, în cursul zilei am și primit notificare de la compania BioNTech Pfizer. De mâine se reactualizează stocurile și în loc de 5 doze, cât este prevăzut per flacon, vom vorbi de 6 doze. Cam acestea sunt datele pe care vi le spun. Ceea ce aș mai vrea să menționez, pentru etapa a doua, așa cum am spus, programarea va începe cu data de 15, după ora 3, și vor intra în același timp atât persoanele care sunt la grupa de risc pentru forme severe, persoanele cu vârstă peste 65 de ani cu boli cronice, dar și persoanele care deservesc activități esențiale. Din punct de vedere al activităților legate de comunicare, foarte pe scurt pot să vă spun că pe platforma națională de informare au fost peste 1 milion de utilizatori unici care au accesat această platformă și de asemenea pe pagina de Facebook Rovaccinare peste 2 milioane de accesări. Ceea ce pot să vă mai spun, datele în ceea ce privește intenția de vaccinare, am primit aceste informații de la Organizația Mondială a Sănătății, Biroul pe România, arată în momentul de față o creștere a intenției de vaccinare la circa 50% față de cât se estima inițial și aproximativ 11% dintre persoane au, în momentul de față, doresc să amâne sau ezită decizia de vaccinare. Cam acestea au fost datele pe care eu voiam să vi le transmit pentru situația în care ne aflăm la acest moment. Aș dori să invit colegii mei, domnul secretar de stat Andrei Baciu, domnul dr. Călin Alexandru și doamna dr. Adriana Pistol, dacă vor să adauge elemente suplimentare și ulterior vom prelua întrebările dumneavoastră. Dacă nu sunt întrebări punctuale, v-aș invita să primim întrebările dumneavoastră. Organizatorii, aș prefera să luăm câte o întrebare de la fiecare dintre dumneavoastră și ulterior, în funcție de timpul care rămâne disponibil, suplimentăm și celelalte întrebări. Ioana Răduca, Aleph News. Aș vrea să clarificăm un pic ceea ce spuneați mai devreme legat de numărul de doze pierdute, risipite. Presupun că de mâine ne apucăm și noi să extragem 6 doze, pentru că vrem să folosim cât mai mult ser. Spuneați, 272 de doze este numărul total pierdut până la această oră. Asta înseamnă că de săptămâna trecută și până astăzi, aproape 200 de doze au fost pierdute. Aproximativ o doză pe centru de vaccinare. Aveți o explicație? Adică ce înseamnă aceste doze pierdute? Depășiri ale condițiilor de stabilitate de temperatură, spargere ale flacoanelor și, practic, au mai fost situații în care, efectiv, la sfârșitul programului nu s-au găsit persoane care să fie vaccinate. Practic, s-a irosit, repet, în medie, o doză pe centru. Și atunci, prezint la programare, nu există posibilitatea ca altcineva din listă, pentru că s-a vorbit la Ministerul Sănătății de listele de backup. Există această procedură, instrucțiune deja transmisă către centrele de vaccinare, pentru a gestiona cât mai bine numărul dozelor și a reduce la minimum posibil. Însă trebuie să acceptăm că acest minim nu se poate reduce la zero, indiferent de cât de mult ne-am dori. Încercăm să utilizăm la maximum toate dozele, pentru că este important ca toate persoanele să aibă acces la vaccinare. Există o procedură în acest sens, care este cunoscută de toți coordonatorii centrelor, în ideea de a reduce la minimum posibil, repet, pierderea inutilă a dozelor. Aveți idee cum s-a calculat procentajul de 10% doze pierdute din total, care este trecut în ordonanța de urgență făcută de colegii dumneavoastră de la Ministerul Sănătății? Este o ordonanță este un ordin al Ministrului Sănătății din 2017, nu pot să vă spun. Nu, vorbim de proiectul de ordonanță semnat de domnul ministru Vlad Voiculescu săptămâna trecută, la sfârșit, în care stabilim exact cum sunt plătiți și doctorii și unde se vorbește și despre aceste pierderi, care sunt calculate la 10%.
Sunt vaccinuri multidoză, cum este cel BCG, pentru care se acceptă chiar până la 50%. Aceste date sunt internaționale și nu sunt stabilite aceste cote în România și foarte probabil că aceste date au fost preluate din recomandările internaționale. Poate ne lămurește domnul secretar Baciu, fiind este o chestiune, da, este o chestiune acceptată unanim la nivel internațional, nu este o chestiune specifică României și s-a mers pe o aliniere la recomandările europene, să zicem așa. Dar oricum încă nu a fost dat acest, deci vorbim de o chestie care este încă în dezbatere. Adică e posibil să ne gândim că folosim și mai bine dozele respective și coborâm de la 10%? Sunt două chestiuni distincte. În primul rând este o chestiune de principiu care este asumată la nivel internațional, faptul că există câteva doze care vor fi pierdute, doze neimputabile. Asta este o chestiune, este un principiu asumat. Doi, procentul exact, numărul absolut, depinde efectiv de capacitatea administrativă, managerială a fiecărui centru de a-și programa și de a găsi soluții pentru fiecare situație. Tocmai asta era sensul întrebării mele, dacă noi am calculat cât putem duce și cât pierdem. Exact. Deci este, vorbim în primul rând de un principiu și în al doilea rând de capacitatea managerială a fiecărui centru de a gestiona aceste imperfecțiuni care apar inevitabil. Și noi overall ne ducem într-un 10%. Nu. Ceea ce noi ne propunem e până în 0,5% pierderi. Adică să nu depășim 0,5. E diferență foarte mare între 10% și 0,5, cum spuneți dumneavoastră. Este ceea ce noi ne propunem prin gestionarea, repet, în fiecare centru de vaccinare. Vă întreb asta legat de cifre, pentru că dumneavoastră știți mai bine decât mine. Atunci când vorbim de cifre, nu prea ne iese. Ne-ați vorbit despre 20.000 de imunizări în prima săptămână din ianuarie. Este adevărat, vorbim de capacitate de vaccinare și din acest punct de vedere trebuie să diferențiem capacitatea reală de a vaccina și numărul persoanelor vaccinate. Este la fel, dacă vreți, ca la testări. Capacitatea reală de a testa și numărul persoanelor testate. Vă refaceți declarația, câți oameni credeți că pot fi imunizați în fiecare zi în România? Capacitatea ați lămurit-o. Da. Pe datele de acum. Ați văzut-o în timpul săptămânii, vorbim de 15-16 mii de persoane. În weekend, probabil că acesta este trendul, vorbim de un număr mai mic de persoane vaccinate spre deosebire de zilele săptămânii. Și în etapa noi am menținut capacitatea de vaccinare și pe perioada weekendului, încât orice persoană care dorește să se programeze sâmbăta sau duminica să se poată vaccina. În etapa a doua întrebam dacă rămânem tot așa. Tot așa rămânem. Andrei Tomescu, Mediafax, bună ziua! A reînceput școala, a reînceput online, ne apropiem de data de 8 februarie, când în mod normal ar trebui ca elevii să revină în clase. Luați în calcul ca profesorii să fie vaccinați cu prioritate în această a doua etapă, ca să se întoarcă la clase în siguranță? Personalul din învățământ, după cum știm, este inclus în etapa a doua de vaccinare, alături de alte tipuri de activități esențiale. Fiecare, când dorește să se programeze, va putea să facă acest lucru. Așadar, nu există o campanie care să fie neapărat dedicată profesorilor. Nu. Cine vrea să se vaccineze, se înscrie pe platformă și se vaccinează. În ceea ce privește pe elevii de clasa 12-a, de exemplu, având în vedere că au peste 16 ani și ei ar putea fi vaccinați tot cu prioritate dacă își doresc lucrul ăsta. Se respectă strategia de vaccinare. Dacă, Doamne ferește, unii dintre ei sunt în evidență cu boli cronice care îi vulnerabilizează, cu siguranță au prioritate și așa și trebuie să se vaccineze. Iar ei ar trebui să fie înscriși de aparținători, mă gândesc, având în vedere că nu au 18 ani. Sau medicul de familie, sau... Și în ceea ce privește celelalte sectoare de activitate, mă gândesc aici la Horeca, la transporturi, sunt sectoare care își doresc să-și vaccineze angajații. Tot așa trebuie să urmeze procedura de înscriere în platformă? Serviciile de transporturi sunt prioritizate pentru etapa a doua, după cum iarăși sunt convins că știți, și fiecare se va programa prin angajator și după ce este validat de angajator, își alege, repet, centru și ziua în care dorește să se vaccineze. Știm cam câți oameni ar trebui să se vaccineze în această a doua etapă? Numărul estimat al persoanelor de pildă peste 65 de ani este de circa 3,8 milioane. Dacă asociem și persoanele cu boli cronice, probabil că depășim circa 5 milioane de persoane. Dacă aplicăm un procent de acceptare de circa 50%, vorbim de 2,5 milioane de persoane și dacă ne uităm la tipul activităților esențiale, cred că nu depășim 1 milion de persoane. Deci, per total, undeva în jur de puțin peste 6 milioane de persoane.
va atingem... Eligibile, dar nu vorbim de procent de acceptare. Am atinge imunizarea de turmă la această cifră? Depinde, strict pentru această etapă, da. Dacă aplicăm un procent de 50-60% și realmente putem să asociem, să asigurăm vaccinarea acestui număr de persoane, cu siguranță, pentru etapa a doua. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Aici ceva? Rugămintea ar fi să facem un tur de masă și la sfârșit pentru orice întrebări suplimentare. Înțeles, mă gândeam că e mai simplu dacă le luăm tematic și clarificăm ce e de clarificat. La sfârșit putem să alocăm timp pentru orice fel de întrebări suplimentare. Mulțumesc mult. Bună ziua, Paul Angelescu, ProTV. Ca să lămurim foarte clar, deci, de vineri, de la ora 15, toate subcategoriile din etapa a 2 pot să se programeze. Da. Dar vaccinarea efectivă pentru aceste subcategorii va începe în același timp pentru toată lumea sau vor fi programați la vaccinare în funcție de subcategoria în care se află? Nu, va începe în același timp pentru toată lumea în funcție de cum doresc să se programeze. Ok. Încă un aspect practic. Ați spus că angajatorul îi programează pe angajați în platformă. Poate să finalizeze acest proces până la a-i aloca centrul de vaccinare și ziua în care să se prezinte pentru vaccinare, sau poate doar să-l înscrie pe platformă și beneficiarul, angajatul, intră, își caută CNP-ul și își alege dumnealui centrul de vaccinare și ziua în care vrea să se programeze. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu platforma, dacă angajatorul introduce în platformă numele angajatului care își dă consimțământul, apoi angajatorul îi dă o parolă și un username angajatului cu care acesta intră apoi în platformă și își alege? Sau nu cum? Se poate, pentru că este problema de protecția datelor cu caracter personal și astăzi, folosind userul angajatorului, va avea acces la toate datele persoanelor care sunt înrolate de angajator. Și atunci cum își alege angajatul centrul și data vaccinării? Practic el se regăsește în lista persoanelor care se află pe platformă și selectează ce centru dorește și ziua în care dorește să se vaccineze în funcție de sloturile libere. Păi da, dacă cineva cunoaște pe... Adică, va introduce CNP-ul. Da, se regăsește pe platformă, se uită la centrele de vaccinare pe care le vrea din județul respectiv sau din București sau cel mai aproape de locul de muncă sau de domiciliu, îi selectează intervalul orar pe care dorește să, la care dorește să meargă la centru de vaccinare și aplică pentru programare. Practic, finalizează procesul de programare. Deci dacă cineva îți află în vreun fel CNP-ul, poate să intre în locul tău să își aleagă, să-ți aleagă data și centrul de vaccinare. Nu prea poate să-și aleagă. Avem colegii de la Serviciul de Telecomunicații Speciale. Da, vă întreb care, tehnic, exact, efectiv, cum se face lucrul ăsta. Noi am hotărât să lăsăm această libertate, pentru că realmente unii angajați doresc să-și stabilească ei centru și ziua în care să se programeze și nu angajatorul. De aceea v-am întrebat foarte clar dacă introducerea se face de către angajator și finalizarea procesului se face de către angajat, cum se întâmplă aceste două etape, efectiv, tehnic, pas cu pas? Vă rog. Dacă îmi permiteți, nu se poate întâmpla această situație, pentru că persoana respectivă, după ce a fost înregistrată de către angajator, va trebui să intre în aplicație și va fi validat prin numărul de telefon cu care a fost introdus inițial de către angajator. În acest fel, el va putea să demonstreze că este persoana care a fost înregistrată de către angajator, după care va face operațiunea de programare. Și o ultimă întrebare deocamdată. Vineri la ora 15, toate centrele de vaccinare pe care le-ați anunțat, totalul acela, vor fi funcționale? În jur de 50% dintre ele sunt funcționale. Din data de 15, exact cum am făcut și cu prima etapă, cea adresată lucrătorilor din sistemul medical și social, pe măsură ce aceste centre sunt operaționalizate, ele vor
deschide sloturi în vederea programării. Dar avem circa 100 de centre, de pildă cele din unitățile medicale, care au răspândire la nivel național, unde se poate face programare oricând, și la acestea se mai adaugă aproximativ 50% din centrele de la nivel național, extra, din afara unităților medicale, care sunt gata încă din data de 15. Și când estimați că vor fi toate centrele? Probabil pe care că pe 20 ianuarie vor fi gata toate. Mulțumesc. Bună ziua, Carla Tănasie, Digi24. În primul rând, vă rog să-mi spuneți dacă rămâne valabil că în etapa a doua va începe cu imunizarea persoanelor din centrele sociale. Da, rămâne valabil. Chiar în data de 15, echipele mobile merg la centrele medico-sociale și efectuează vaccinarea. În acest caz, vă rog să ne detaliați cum se va desfășura vaccinarea aici, pentru că în acest moment sunt multe necunoscute venite din partea directorilor acestor centre. Nu știu efectiv cum se va întâmpla, cine va fi vaccinat prima dată, unde se vaccinează beneficiarii, unde se vaccinează personalul și cum va fi luat, de exemplu, consimțământul informat pentru vaccinare de la persoanele care clinic nu au discernământ. În ceea ce privește modalitatea de efectuare a procesului de vaccinare, există instrucțiuni deja elaborate și transmise către direcțiile de sănătate publică, chiar de la sfârșitul săptămânii trecute. La nivelul fiecărui județ, Direcția de Sănătate Publică, care are în evidență toate centrele medico-sociale, împreună cu nucleul de coordonare de la nivel județean, stabilește programarea acestor centre în vederea vaccinării. Cu cel puțin 24 de ore anterior deplasării echipei mobile, se anunță administratorul centrului pentru a obține consimțământul informat al persoanelor care se află internate în centru medico-social, urmând ca apoi echipa mobilă de vaccinare se deplasează la fața locului cu vaccinurile necesare în funcție de câte persoane se vor imuniza. La sediul centrului se pot vaccina atât angajații, cât și beneficiarii, cât și persoanele internate, iar ele vor fi ulterior introduse în Registrul Electronic Național al Vaccinărilor. Iar modalitatea de obținere a consimțământului informat, în acest caz, este se respectă practic procedurile legale în vigoare de la aparținător rude de gradul 1 și mergând în jos până la căile celelalte legale. O singură completare aș vrea să mai faceți, având în vedere că sunt cam 17.000 de persoane din aceste centre puse sub interdicție, iar statul român nu știe unde sunt toate aceste persoane, există riscul ca ele să rămână nevaccinate o parte? Vă rog să repetați întrebarea. Nu am înțeles cum adică sunt puse sub interdicție. Adică sunt sub legal, sunt puse sub interdicție. Adică sunt, nu au discernământ pentru a se obține de la aparținători. Ca în orice alt act medical în care este nevoie să se intervină, practic dacă nu există aparținători care să-și exprime consimțământul, atunci se poate constitui o echipă medicală din două sau trei persoane care stabilesc înspre binele pacientului, plecând de la această premiză de primum non nocere. Diana Bonet, Realitatea. Întrebarea este, în condițiile în care în țara noastră a intrat și vaccinul, va intra de mâine și vaccinul de la Moderna, există posibilitatea persoanei care dorește să se vaccineze să opteze între cele două vaccinuri? Și vă întreb acest lucru pentru că vedem că există caracteristici diferite în ceea ce privește capacitatea de imunizare. Dezvoltatorii vaccinului Moderna promit o imunitate de aproximativ un an și există posibilitatea ca oamenii să dorească mai degrabă să se vaccineze cu Moderna decât cu Pfizer. Eu cred că m-ați auzit în mai multe, cu mai multe ocazii spunând că în momentul de față ne bazăm pe medicina cu dovezi, medicina bazată pe dovezi. Cred că este important să luăm în calcul datele actuale, datele existente la acest moment. Nu putem să avansăm durate pentru care încă nu avem o acoperire din punct de vedere științific. Probabil că acest lucru se estimează, este posibil să se și demonstreze că așa este, însă la acest moment datele nu ne prezic o durată validată de protecție pe care o ne oferă indiferent de tipul de vaccin de care vorbim. Ceea ce pot să vă spun că din punct de vedere al profilului de siguranță și al eficacității sunt absolut asemănătoare, nu există diferențe substanțiale, deci din punctul nostru de vedere alegerea nu trebuie să fie complicată.
Practic, elementul care va conta va fi disponibilitatea acestor doze la nivelul centrelor de vaccinare, pentru că realmente cantitatea de, și numărul dozelor din, de la Moderna este incomparabil mai mică decât dozele livrate de compania Pfizer, conform contractului încheiat de Comisia Europeană. Voiam să vă întreb și despre acele caravane de vaccinare. Sunt în momentul de față pregătite pentru persoanele din etapa a doua? Vorbesc de niște caravane care vor ajunge în zonele unde nu există puncte medicale, unde nu există dispensare. Sunt județe unde sunt identificate și pregătite, sunt județe în care încă se pregătesc, sunt în curs de practic echipare aceste caravane mobile. Și aveți o raportare cu privire la aceste caravane? Mă gândesc că începând de săptămâna viitoare estimare va fi la nivel național sunt circa 42-43 de caravane mobile necesare. Ministerul Sănătății sau administrațiile locale, cine este responsabil de organizarea acestor caravane și de implementarea acestui sistem? Este un efort interministerial, pe de o parte din logistica Ministerului Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, practic, și inclusiv autoritățile locale, care o parte dintre ele au, la nivelul fiecărui județ, disponibile acest tip de caravane mobile. Și încă o întrebare, necesarul acestor caravane a fost analizată de dumneavoastră, de cât ar fi nevoia? Tocmai ce am spus, de circa 43 de caravane mobile, în urma consultărilor pe care le-am avut cu fiecare județ în parte și în funcție de specificul geografic al fiecărui județ. Permiteți o completare, pentru că a adresat deja colega mea o întrebare pe care aș fi vrut să o adresez și eu, însă nu mi-este foarte clar, Mădălina Samoilă, știrile TVR. Există în acest moment posibilitatea să ne alegem cu ce vaccin urmează să fim vaccinați, între cele două în momentul acesta disponibile? Sau cum se va face această împărțire? Avem doar 14.000 de doze de mâine. Alocarea acestor doze se va face către centrele care au cel mai mare flux de persoane vaccinate, pentru că ne dorim să nu irosim doze, având în vedere că flacoanele de la Moderna sunt condiționate cu 10 doze. Și atunci este important să folosim, să avem certitudinea că acele doze vor fi folosite. Practic, personalul vaccinator din fiecare centru de vaccinare, în funcție de câte doze vor avea disponibile, vor decide alocarea flacoanelor de la Moderna, respectiv Pfizer, ținând cont, repet, de numărul dozelor disponibile și de numărul persoanelor care sunt programate în ziua respectivă. Bună ziua, Cristi Matescu, Sănătatea Press Group. V-aș întreba dacă luați cumva în calcul schimbarea definiției de caz în urma vaccinării și am să vă și explic de ce întreb lucrul acesta. Pentru că, spre exemplu, o persoană care a fost vaccinată cu ambele doze de vaccin, pentru că ne apropiem de acest moment, intră în contact direct prelungit cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2. Trebuie acea persoană să mai stea în carantină? Răspunsul este că da, luăm în calcul schimbarea definiției de caz, dar aș lăsa-o pe doamna doctor Adriana Pistol să ne detalieze. Da, foarte pe scurt, nu se schimbă definiția de caz. Definiția de caz înseamnă semnele și simptomele care mă fac să suspicionez o infecție COVID. De fapt, întrebarea dumneavoastră este legată de definiția contactului direct și măsurile care sunt aplicate. Luăm, evident, în calcul atunci când o să se întâmple acest lucru, pe măsură ce populația devine vaccinată într-un procent important, evident că acest lucru se va petrece. Este mai mult decât logica, o persoană care este vaccinată și e sănătoasă imunologic, nu avem de ce să o mai carantinăm. Sigur că în acest mod se vor mai relaxa anumite tipuri de măsuri. Mulțumesc! Bună ziua, Cristina Ștefan, Antena 3. Voiam să vă întreb cum veți gestiona problema vârstnicilor, mai exact, cum vor reuși ei să se programeze în timp util și dacă vor apela la medicii de familie, ați vorbit cumva cu medicii de familie, au întocmit deja liste? Majoritatea colegilor cu care am vorbit din rețeaua de medicină de familie au și solicitări în acest sens și au și făcut, dacă vreți, o evaluare a persoanelor pe care le au în îngrijire. Modalitatea de programare se recomandă a fi prin medicul de familie, având în vedere că este în măsură să cunoască istoricul medical al fiecărei persoane și să ofere informațiile necesare
legate de vaccinare și de beneficiile vaccinării și, practic, cu fiecare persoană în parte se stabilește ziua și centrul de vaccinare în care dorește să fie vaccinat sau acest lucru se poate face individual, separat, prin aparținător, prin call center sau direcția de asistență socială. V-au transmis cumva medicii de familie un procent al celor care vor să se vaccineze, fie că au boli cronice, fie că au peste 65 Nu avem aceste date transmise de la nivel primar, însă, repet, datele pe care astăzi le-am aflat, transmise de Birou OMS din România, arată o estimare de moment de circa 50%. Și legat de vaccinul Moderna, dacă cineva, de exemplu, refuză vaccinul de la Moderna, el va fi reprogramat sau ce se va întâmpla? Sau nu va mai fi vaccinat deloc? Sau cel de la Pfizer, dacă va refuza unul dintre cele două? Da, este o situație care în practică s-ar putea să se întâmple. Ceea ce pot să vă spun este că și în celelalte țări se va întâmpla practic același scenariu. Eu cred că important este când ai două tipuri de produse care au aceeași eficacitate, același profil de siguranță, ceea ce contează în final este să ne protejăm sănătatea, să ne vaccinăm și să putem mai departe să ne vedem fiecare de activitățile noastre. Sigur, se poate întâmpla. Nu o să, în aceste situații, probabil că se va vaccina persoana respectivă cu alternativa pe care o dorește, că nu o să stăm să impunem aceste lucruri, însă cred că este important să, să fim flexibili și dinamici și până la urmă este importantă și opțiunea pacientului, dar nu putem să lăsăm la libera alegere pentru că nu or să fie suficiente doze. Chiar dacă am vrea să-și aleagă fiecare ce tip de vaccin face, trebuie să înțelegem că prima tranșă vine într-un număr mic, adică 14.000 de doze, comparativ cu 150.000 de doze, de pildă, cât vin de la Pfizer. Vreau să vă mai întreb dacă s-a rezolvat cumva problema legată de fondurile alocate dotărilor centrelor de vaccinare. Știm că au fost ceva probleme și dacă autoritățile... Este o ordonanță de urgență în pregătire. Mâine, din câte știu, este ședință de guvern și probabil că va fi adoptată. Dar n-aș putea să vă dau detalii din această ordonanță de urgență pentru că nu am aceste informații. Iar în cazul adeverințelor de vaccinare pentru cei din etapa a doua, va exista cumva un element de siguranță asta în situația în care ar putea fi tentative de falsificare a adeverințelor? Semnătură digitală. Fiecare certificat, fiecare adeverință are o semnătură digitală care este printată automat din Registrul Electronic Național al Vaccinărilor. Cu siguranță că dacă cine vrea să o falsifice, poate să facă acest lucru, schimbă numele și... E foarte simplu, însă ne gândim la acest aspect, într-adevăr, de securizarea acestor adeverințe, eventual prin imprimarea unui timbru care să fie sau prin semnătura personalului medical din centrul de vaccinare. Mulțumesc. Scuze, o clarificare referitoare la diferitele tipuri de vaccinuri. Ținând cont că pe 29 ianuarie e posibil să fie aprobat și vaccinul de la AstraZeneca, în ce moment o persoană află ce vaccin primește și ați spus că dacă refuz la fața locului vaccinul care mi-a fost alocat, voi primi alt vaccin de la alt producător? Dacă va fi disponibil la locul de vaccinare, cu siguranță, nu o să zic că nu cred că vor fi refuzuri de acest gen și în niciun caz nu ne dorim acest lucru. Adică dacă o persoană realmente insistă să primească un anumit tip de vaccin și este disponibil la centrul de vaccinare, sunt convins că se va efectua acest lucru. Vom aștepta să vedem și noi exact indicațiile și grupele de vârstă pentru care compania AstraZeneca, Oxford AstraZeneca va primi autorizare de punere pe piață și în funcție de aceste recomandări și de mecanismul care se va aplica la nivel european, același tip de mecanism se va aplica și în România. În ce moment efectiv află o persoană ce vaccin urmează să primească? Când merge la centru de vaccinare, practic și la acest moment, dacă te programezi pe platforma informatică, platforma îți oferă posibilitatea de a alege și doza de rapel de la ziua 21 sau doza de rapel de la ziua 28, tocmai pentru că nu știm ce tip de vaccin va primi persoana respectivă în centru de vaccinare.
Și mai avea o singură întrebare, dacă se poate. Luați în calcul, de exemplu, să aplicați o strategie de informare privind vaccinarea diferită în mediul rural? Aș vrea să vă răspundă domnul secretar de stat Baciu, care este implicat în partea de comunicare. Aici, evident că este o chestiune extrem de importantă, care necesită măsuri particulare. Cel mai important pilon este, evident, cel prin corpul medical. Vaccinarea este un act medical, motiv pentru care încă de la bun început nu am avut această abordare. Însă, suplimentar, avem câteva măsuri punctuale. O chestiune importantă pe care am finalizat-o astăzi, am început discuțiile cu reprezentanții asociațiilor de pacienți, în special pacienții cu afecțiuni cronice, tocmai pentru a ne asigura că aceste informații ajung la cât mai mulți pacienți cât mai repede. Suplimentar, vom avea în perioada imediat următoare materiale care vor fi distribuite către toate persoanele peste 65 de ani, materiale sub forma de afișe și broșuri, inclusiv direct către toate aceste persoane, cât și prin, cu ajutorul farmaciștilor și a medicilor de familie. Deci avem mai multe canale prin care încercăm să ajungem. Evident, vom desfășura și acțiuni punctuale pe canalele clasice, televizor, radio, media centrală, însă este important să ținem cont și de faptul că toată această vaccinare nu se desfășoară într-o singură zi, este un proces amplu care se va desfășura pe parcursul următoarelor săptămâni și luni de zile. Suntem în egală măsură condiționați de numărul de doze care sosesc în România, deci pe cale de consecință toate acțiunile noastre sunt proporționate cu desfășurarea campaniei de vaccinare, aliniate de fapt la volumul de doze care sosesc în România, astfel încât să putem să avem așteptări pe care, să definim așteptări rezonabile pe care le și putem împlini. Mulțumesc! Ana Gabor, Q Magazine. Vă rog să ne spuneți care este procentul de cadre medicale care au refuzat să se vaccineze și dacă aveți o statistică, care sunt principalele motive invocate de acestea. Mulțumesc! Nu am să vă spun un procent de refuz, pentru că atunci când vorbim de numărul de persoane vaccinate, circa 125.190 de persoane din datele din ziua precedentă, vorbim de fapt de persoane care au fost eligibile pentru vaccinare, adică persoane care nu trecuseră recent prin infecție, care nu aveau contraindicații, care nu erau în izolare la domiciliu pentru că se aflau în curs evoluției bolii. Din acest punct de vedere, nu pot să vă ofer un procent, pot să vă spun că avem 125.000 de persoane vaccinate dintr-un număr de 160.000 de angajați în sistemul medical. Deci, cred că procentul va fi unul de circa 70-80%, cum estimam inițial. Motivele pentru care nu ajungem la 100%, cred că sunt și se regăsesc explicate prin decizii personale care sunt influențate de mai mulți factori și nu neapărat de lipsa încrederii în acest tip de vaccin. Marina Cioacă, România TV. S-a stabilit până acum când se va vaccina președintele Klaus Iohannis și guvernul, concret, dacă știți o dată? Nu am o dată să o prezint. Sunt decizii pe care domniile lor le iau și sunt convins că opinia publică va ști aceste informații atunci când se decide acest lucru. Gabriela Del Pupo, B1 TV. Astăzi Comisia Europeană a încheiat discuțiile cu o companie farmaceutică, Valneva, pentru un vaccin care are cu totul altă structură, e bazat pe virus inactiv. Urmează să primească Uniunea Europeană 30 de milioane de doze. Se va lua în considerare o altă abordare decât cea între aceste vaccinuri care sunt bazate pe ARN în momentul în care le vom și primi, aceste vaccinuri care au altă structură în felul în care au fost create? Ceea ce contează în final, indiferent de tipul vaccinului de care vorbim, sunt condițiile de stabilitate, sunt datele de eficacitate și datele de siguranță. Sunt aceleași criterii, dacă vreți, ca la vaccinurile antigripale, care sunt două, trei tipuri de vaccinuri antigripale și ele diferă între ele prin anumite recomandări care țin de grupa de vârstă, de indicație la copil sau nu,
Deci, cred că aceste date vor fi clarificate la acel moment, însă ceea ce va conta în final este rata de eficacitate, rata de procentul și profilul de siguranță. Deci, până la urmă, datele medicale robuste sunt cele care vor face diferența. Și în ceea ce privește centrele de vaccinare, era vehiculat acum ceva timp în spațiu public ideea de voluntariat, să fie recompensați cei care participă la campania de vaccinare. Cam care sunt datele în momentul ăsta? Există destul personal medical implicat? Pentru că spuneați și de doze sparte, mi-închipui că e o responsabilitate pe care nu se-și asumă toată lumea. Întâlniri și discuții cu rectorii universităților de medicină și farmacie în ideea de a stabili un acord cu direcțiile de sănătate publică tocmai pentru a permite studenților la medicină să efectueze activități de voluntariat în echipele de vaccinare. Din acest punct de vedere, așteptăm aceste liste în perioada imediat următoare. Iar în ceea ce privește capacitatea și resursa umană de a deservi aceste centre de vaccinare, de la nivelul fiecărui județ am primit, practic, un necesar de resursă umană care acoperă nevoile la acest moment, dar, într-adevăr, ceea ce se așteaptă este o precizare a modalităților prin care fiecare persoană din echipa de vaccinare va fi plătită. Dorian Necula, Quick News. O completare la întrebarea colegei. Cine va face parte din personalul medical, efectiv? Voluntari, medici de familie, medici din spitalele județene, municipale? Medici de medicină școlară, asistenți medical comunitari și alte tipuri de specialități medicale care își se oferă pentru a face parte din echipele de vaccinare. Pot să vă spun un model, de pildă, din Suedia. Au apelat la medicii dermatologi și medicii stomatologi care au experiență cu administrarea tratamentelor injectabile pentru a face parte din echipele de vaccinare. Problema resursei umane, să știți că afectează toate țările și nu este o particularitate a României, mai ales în acest context al pandemiei, în care mare parte din resursa umană medicală este concentrată în a asigura asistența medicală a acestor categorii de pacienți, dar și a celorlalte categorii de pacienți care nu au infecție cu SARS-CoV-2. Mai am încă o întrebare. Cine va răspunde dacă apar cazuri serioase de efecte adverse în urma acestor vaccinuri? Din punct de vedere al profilului reacțiilor adverse, e important să fie documentate și stabilită relația de cauzalitate. Dacă sunt probleme care țin de neîndeplinirea criteriilor de calitate, depășire ale lanțului de frig, lucruri care țin de logistica în sine sau acel tip de vaccin nu s-au respectat condițiile de producție la nivel de fabrică, responsabilitatea pe de-o parte revine producătorului care nu a respectat condițiile din fabrică. Dacă sunt motive care sunt imputabile prin nerespectarea condițiilor de temperatură, atunci revine celor care au responsabilitatea și dacă sunt reacții adverse care sunt independente de aceste tipuri de factori, ceea ce se prevede și la nivelul țărilor europene și ceea ce dorim și noi, să creăm un mecanism de compensare directă, practic statul, fiecare stat membru al Uniunii Europene, asigură această compensare a persoanelor respective, în situațiile improbabile în care s-ar întâmpla acest tip de reacții adverse majore, care lasă sechele pe termen lung. Vă mulțumesc pentru răspuns. Bună ziua, Sonia Teodoriu, Europa FM. Am o întrebare referitoare la călătoriile pentru cei care s-au vaccinat deja. Luați în calcul un, așa zis, pașaport COVID, pentru că până la finalul celei de-a doua etape vor fi suficiente persoane. Se va modifica cumva statutul lor de a ieși din țară, de a se întoarce, pentru că în momentul ăsta avem o listă cu țări din zona galbenă în care trebuie să stea în carantină. Persoanele care se vaccinează vor trebui în continuare să stea în carantină? Din acest punct de vedere, condițiile de intrare în fiecare țară aparțin țării respective. Nu aș putea să vă spun ce condiții vor impune celelalte țări. În ceea ce privește recomandarea de a rămâne în carantină după ce te întorci din țara respectivă, fiind o persoană vaccinată, aici cred că răspunsul l-a prezentat doamna doctor Pistol anterior, tocmai pentru că intenționăm să modificăm aceste criterii, inclusiv la recomandarea de carantinare. Probabil că aceste persoane nu mai au indicație de carantinare, dar dacă doamna doctor dorește să adauge suplimentar ceva...
Nu, tot asta am vrut să spun, că fiecare stat își stabilește lista galbenă, este, șansele sunt destul de mici pentru toată lumea să se vaccineze într-un alt stat din lista galbenă și să vină în România. Mă refeream mai ales la românii care vor să plece, au primit vaccinul. Dacă vor să plece și au primit vaccinul, este problema statului unde se duc, cum citesc această vaccinare, iar această adeverință de vaccinare poartă rolul de pașaport de vaccinare. Până când, dacă la nivelul Uniunii Europene, unde există deja niște discuții inițiate, se va stabili, dacă se va stabili, un format anume dedicat tuturor statelor Uniunii, dar va fi doar pentru statele Uniunii. Am înțeles. Încă o întrebare. Înțeleg că vaccinul Moderna poate fi administrat persoanelor de peste 16 ani. Peste 18. Și cel de la Pfizer? Peste 16. Peste 16. Ok. În privința persoanelor cu boli cronice care au, sunt minori, la el cum va ajunge acest vaccin? Aveți în evidență, o asemenea evidență? Persoanele sub 16 ani care au o anumită afecțiune cronică, nu, din păcate, la momentul actual nu putem să ieșim din recomandările de siguranță, dacă vreți, ale fiecărui produs. În momentul în care vor fi datele disponibile și pentru categoria de vârstă de sub 18, respectiv sub 16 ani, cu siguranță se va face acest lucru, timp în care persoanele respective trebuie să respecte măsurile de prevenție tocmai pentru a-și proteja sănătatea. Vă mulțumesc! Mădălina Samoilă, Televiziunea Română. Prima întrebare, care a fost explicația producătorului pentru 6 doze în loc de 5 într-un flacon? Și cea de-a doua, cum și dacă se vor implica cultele în promovarea vaccinării? Pentru prima întrebare, se știa de la început faptul că în fiecare flacon rămâne o cantitate de soluție reconstituită care poate să permită chiar a 6-a sau chiar a 7-a doză în anumite cazuri, însă având în vedere că tipul seringilor folosite și a acelor variază de la un centru de vaccinare la altul sau de la o țară la alta, au vrut să asigure inițial că există 5 doze îndeplinite și care pot să fie extrase cu siguranță din fiecare flacon. În momentul în care s-a observat că se pot extrage 6 doze, atunci a apărut această modificare prin care există variația de 6 doze per flacon. Dacă într-un anumit centru de vaccinare, de pildă, nu se pot extrage 6 doze, atunci cea de-a 6-a și se extrag doar 5, cea de-a 6-a doză va fi declarată doză pierdută. Pentru cea de-a doua întrebare? Și pentru cea de-a doua întrebare, decizia de a iniția o campanie sau o activitate, dacă vreți, de informare, aparține cultelor religioase din România și cred că este un lucru foarte bun implicarea în informare și nu în activitatea de vaccinare propriu-zisă, dar este important pentru că reprezintă una dintre instituțiile cu cea mai mare credibilitate și cred că oferirea unor informații din surse sigure, din surse validate științific, tuturor celor care le solicită, este un lucru binevenit și pe care noi îl apreciem foarte mult. Dar s-au purtat discuții? Cum sunt acești oameni, de fapt, încurajați să informeze pe ceilalți? Nu mi-e foarte clar care e mecanismul. Noi am avut întâlnire, o singură întâlnire a fost oficială la sfârșitul, în a doua jumătate a lunii decembrie, anului trecut, pe tema vaccinării, în care am prezentat informațiile la momentul respectiv legate de tipul vaccinurilor, legate de modalitățile de aprobare, de cum a fost posibil să se ajungă într-un timp atât de scurt la momentul autorizării unui anumit tip de vaccin, indicațiile, contraindicațiile și principalele preocupări care existau și în rândul domniilor lor, ca și în rândul opiniei publice. În urma acestei întâlniri am elaborat un material informativ pe care l-am pus la dispoziția dumnealor și ulterior fiecare cult religios în parte, dacă dorește, poate să ofere informații atunci când sunt, bineînțeles, solicitate aceste informații de către fiecare persoană în parte. Considerați până la acest moment că această campanie de informare este un succes sau poate fi un succes în viitorul apropiat? Cred că e devreme să vorbim de succes sau insucces.
În tot ceea ce privește campanie de vaccinare, nu doar de informare, așa cum am mai spus și cu alte ocazii, cu siguranță sunt lucruri care se pot face mult mai bine. Trebuie să înțelegem că suntem în pandemie, această campanie de vaccinare se organizează în condiții de pandemie, într-un ritm extrem de accelerat, în care am încercat să devansăm, practic, activitățile, tocmai pentru a crește accesibilitatea persoanelor la vaccinare. Și o ultimă întrebare, mă iertați, legat de persoanele care au fost infectate cu noul coronavirus, care încă au anticorpi, ce le recomandați sau care este traseul pe care trebuie să-l urmeze o persoană care a fost diagnosticată în urmă cu 2 luni, să spunem, are anticorpi și ar putea să se încadreze, să spunem, în cea de-a doua etapă de vaccinare? Timpul recomandat de așteptare este de până la 3 luni. Trebuie să treacă cel puțin o lună de la momentul declarării vindecării, dar persoana respectivă poate să aștepte până la un interval de 3 luni. Bună ziua, Emma Schweninger, Observator. Ați spus puțin mai devreme că pe 15, vineri la ora 15, cei care fac parte din a doua etapă vor putea să înceapă să se programeze. Nu va exista o prioritizare, în același timp că va începe vaccinarea cu cei din centrele medico-sociale. Întrebarea mea este, câte centre există, câte persoane sunt în aceste centre și dacă veți aștepta să vaccinați aceste persoane și apoi se vor vaccina restul din cea de-a doua etapă sau cei, nu știu, bolnavi cronici, cei care au peste 65 de ani, lucrătorii din domenii cheie, se vor putea vaccina de când? De pe 15, începând cu ora 16, de pe 16 ianuarie sau de când? Ce va genera platforma? Din punct de vedere al numărului de centre, sunt circa 1884 de centre medico-sociale la nivel național, sunt aproape 40.000 de persoane internate, dar acest număr se poate modifica de la o săptămână la alta, vorbind de persoane care se află internate. Parte dintre ele se pot externa, parte se internează, deci un număr care variază. Din acest punct de vedere, activitatea de vaccinare în aceste centre va fi în paralel cu activitatea de vaccinare a celorlalte categorii de persoane din etapa a doua, iar o persoană care pe data de 15 vrea să se programeze, știm și acum, o persoană nu se poate programa de pe o zi pe alta, pentru că vom crea dificultăți în estimarea necesarului de doze și vor fi persoane care ajung într-un centru de vaccinare și nu sunt suficiente doze. Și atunci, prima zi de programare, practic, va fi 18, dar persoana respectivă din 15 de la ora 3 poate să înceapă să-și facă programare. Și în continuare rămâne estimarea cu etapa a treia, luna aprilie? Aceasta este estimarea noastră cu luna aprilie, dar cum am făcut și cu etapa a doua pe care o estimam undeva la început de februarie, chiar jumătatea lunii februarie, este posibil să se modifice acest termen în funcție de calendarul de livrare a dozelor, dacă vom primi mai multe sau vor apărea doze suplimentare de la celelalte companii care sperăm să primească autorizare, se poate facilita și se poate devansa și acest termen, având în vedere, conform datelor pe care le avem, repet, capacitatea de vaccinare în cele peste 1760 de puncte de vaccinare este de peste 100.000 de persoane în fiecare zi. Mai am o întrebare, vă rog mult. Dacă știți ce impact bugetar ați calculat pe ordonanța care va fi aprobată, cât ne costă, practic, campania de vaccinare, câți din acești bani vor veni de la buget, câți vor veni de la autoritățile locale? Nu am, din păcate, aceste date, nu am acces la aceste date. Vă reamintesc, activitatea comitetului este de a organiza și coordona activitățile de vaccinare. Aceste date care se referă la impactul financiar, cred că trebuie să le solicităm din altă parte. Sau poate domnul Baciu, dacă... Sunt date care cu siguranță sunt luate în calcul, însă cu certitudine costurile campaniei de vaccinare sunt mai mici decât costurile pe care pandemia le are asupra societății noastre, asupra vieții de zi cu zi, asupra economiei, în general, industriei și așa mai departe. Ați calculat cam cu cât? Care e diferența? Cu siguranță există calcule numai în România, făcute și inclusiv la nivel internațional. Și în țara noastră? În țara noastră? Care ar fi aceste calcule? La ce anume vă referiți? Ne costă campania sunt de vaccinare? Sunt chestiuni în desfășurare. Mâine este programată ședința de guvern, așa cum am spus, și probabil atunci vor fi toate aceste analize gata. Am văzut în nota de fundamentare niște sume trecute, dar nu înțeleg dacă aceste sume sunt pe toată campania de vaccinare sau, nu știu, pe zi, pe lună. Realmente nu avem acces la aceste date și nu este în atribuția Comitetului Național. Mulțumesc.
Bună seara, Andreea Gurban, știrile Canal D. Astăzi, înalt preasfințitul Teodosie de la Constanța a spus că nu se va vaccina pentru că este alergic. Mai mult, a spus că nici nu încurajează vaccinarea, nici nu o descurajează și că nu crede în eficiența vaccinului pentru că, citez, și medicii se contrazic între ei. Am încheiat citatul. Acum vă întreb pe dumneavoastră cum comentați aceste afirmații, având în vedere că ați spus mai devreme, la sfârșitul anului trecut, v-ați văzut cu reprezentanții BOR. Mulțumesc. Eu aș vrea să spun că milităm pentru dreptul la liberă exprimare și la alegerea fiecărei persoane în parte, dacă dorește sau nu să se vaccineze. După cum știm, vaccinarea este voluntară, nu este obligatorie, este gratuită, așa încât orice persoană care la un moment dat dorește să se vaccineze poate să facă acest lucru. Cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, este considerată o putere destul de credibilă și atunci cumva poate o vedeți o lovitură, afirmația domniei sale? Nu, în niciun caz. Sunt multe alte persoane din același, din cadrul Bisericii Ortodoxe Române care încurajează sau care, mă rog, nici nu încurajează, nici nu descurajează. Până la urmă trebuie să oferim informațiile necesare fiecarei persoane încât să decidă în final ceea ce dorește să facă. Aș vrea, dacă se poate, să ne ajutați să clarificăm cifrele. Recunosc că sunt ușor confuză în acest moment, pentru că la întrebarea colegului meu, câte persoane estimați în etapa a doua de vaccinare, a spus 2,5 milioane. Aplicând un procent de circa 50% din cele circa 5 milioane pe care le estimăm cu boli cronice și peste 65 de ani. 2,5 milioane la care s-ar mai putea adăuga și din celelalte categorii. Rămânem doar pe 2,5 milioane și mie îmi spuneați mai devreme că rămâne o medie de 16-17 mii de imunizări pentru etapa 1. Nu, v-am întrebat dacă și în etapa a doua și a spus da. Nu. Ne referim la etapa 1. Nu. Haideți să trecem deja în etapa a doua. 235 de centre care au activitate zilnică de vaccinare. Vă întreb concret, în etapa a doua, pe câte imunizări zilnice mizați? După modelele pe care le-am avut împreună cu colegii de la Institutul de Sănătate Publică, modelarea epidemiologică, putem ajunge la 40-45 de mii de doze administrate în fiecare zi, ceea ce nu reprezintă cazuri noi, nu ne prezintă persoane noi, pentru că trebuie să luăm în calcul, din 20 ianuarie încep persoanele care își vor face în acea zi rapelul, la care se adaugă persoanele noi, care vor fi la prima doză. Deci, practic, numărul dozelor consumate în fiecare zi, începând cu data de 20 ianuarie, va fi mult mai mare, va fi persoanele, de pildă astăzi, care sunt vaccinate, să luăm un exemplu, 10.000 de persoane, peste 21 de zile vor fi aceste 10.000 de persoane la care se vor mai adauga toate persoanele noi care vor fi programate în ziua respectivă. Deci, din acest punct de vedere, numărul de doze, care aparent acum este excedentar, va fi insuficient. Repede consumat, nu neapărat insuficient, pentru că ne dorim să avem o activitate cât se poate de continuă în activitatea de vaccinare, încât să avem în fiecare zi, pe lângă rapel și cazuri, și persoane noi care să se vaccineze. Aveți un calendar precis al livrărilor? Avem un calendar stabilit până la sfârșitul lunii martie. Din cel de-al doilea trimestru nu avem datele legate de numărul dozelor livrate cu fiecare tranșă, dar el va fi sigur disponibil în perioada următoare după ce se vor renegocia contractele. După cum știți, Comisia Europeană a suplimentat numărul de doze contractat și cu compania Pfizer. Practic, pe lângă cele 300 de milioane, au mai fost contractate încă 300 de milioane și așteptăm și noi, ne dorim ca aceste doze să fie livrate cât mai rapid. Asta ce înseamnă? Că până la sfârșitul lunii martie ne așteptăm la 150.000-140.000 de doze săptămânal? Sau nu, vor fi la mai multe. Vor fi mai multe. Ce pot să vă spun, pentru luna februarie vom avea circa 780.000 de doze disponibile, pentru luna martie circa 1.200.000 de doze disponibile. Știți exact din care ser câte doze? Vorbim doar de Pfizer. Doar de Pfizer. Doar de Pfizer. Moderna? De Moderna, pentru primul trimestru, cantitatea de doze este estimată la circa 400.000 de doze. Însă ritmul de livrare nu l-avem precizat, este posibil să fie săptămânal sau chiar la două săptămâni. V-ați temperat cumva declarațiile în sensul în care săptămâna trecută vorbeați despre
capacitatea de 150.000 de imunizări. Da, pentru că erau 900 de centre de vaccinare, însă după revizuirea tuturor centrelor de vaccinare am optat pentru un număr mai mic de centre care să aibă un volum mai mare de persoane, tocmai pentru a evita risipirea dozelor. Mai exact ce nu ne-a ieșit? De la 1.000 de centre am scăzut la 750. Vorbim de circa 750 de centre, da, parte dintre acele centre. Vorbeați tot dumneavoastră despre 1.000. Da, erau circa 900 centre comunitare la care se adaugă acele 100 de centre care rămâneau din cele înființate în unitățile medicale. Parte dintre aceste centre erau prevăzute a fi înființate în săl de sport din unitățile școlare și am preferat să nu înființăm în acele locații centre de vaccinare, având în vedere că foarte probabil va începe școala și copiii au nevoie de aceste spații libere și nu, din punct de vedere epidemiologic, nu se putea respecta fluxul persoanelor care veneau în acel centru de vaccinare. Tot la... Am crezut că scopul întâlnirii noastre e să clarificăm chestiunile publice de interes. Adică, cred că asta e un pic mai important. Dacă au colegii întrebări, cred că ne putem înțelege între noi. Vă rog. Da, vă rog, fac eu o completare la ceea ce a spus domnul președinte. Chiar dacă în momentul de față poate să pară că avem o capacitate excedentară față de numărul de doze pe care noi îl avem prevăzut în actuale contracte, practic 80-90% din ele este pendat de Pfizer. După cum știți, astăzi compania Oxford AstraZeneca a depus solicitarea la Agenția Europeană a Medicamentului și se estimează că undeva spre sfârșitul lunii ianuarie s-ar putea da un răspuns. Deci noi considerăm că poate să existe un astfel o astfel de aprobare a unui nou vaccin care să ne permită să creștem și noi numărul de doze pe care vaccinăm și atunci avem nevoie de o capacitate de vaccinare suficientă. Aș mai avea și o întrebare, dacă se poate. Ne puteți spune unde vor ajunge dozele de vaccinuri de la Moderna, în ce spitale? Știm că vor ajunge mâine. Și dacă anul viitor vom mai primi vaccinuri anticovid, pentru că sunt foarte mulți care anul acesta se rețin sau evită să se vaccineze și vor să știe dacă, de exemplu, anul viitor vom mai avea vaccinuri. N-aș putea să vă spun, calendarul de livrare este estimat până la sfârșitul acestui an, însă în funcție de momentul de obținere a autorizării de punere pe piață pentru celelalte companii, evident că din acel moment se va derula calendarul de livrare a dozelor. Ceea ce pot să vă spun este că activitatea campaniei de vaccinare este prevăzută pentru a asigura acel procent de circa 60-70% imunizare colectivă, după care activitatea de vaccinare probabil că va continua prin intermediul rețelei primare de medicină de familie, ca și în cazul programului național de vaccinare, în care fiecare persoană se poate vaccina oricând dorește cu vaccinurile care vor fi disponibile la acel moment, în condițiile în care, bineînțeles, se vor respecta toate criteriile de siguranță și de calitate. Și dacă dacă ne puteți spune unde vor ajunge mai exact vaccinurile de la Moderna care vor ajunge mâine în țară? Nu, sunt locații pe care încă le analizăm în funcție de, repet, de ritmul de vaccinare din fiecare zi. Pot să vă dau, de exemplu, Spitalul Municipal, unde se vaccinează zilnic aproape 500 de persoane, va primi cu siguranță o tranșă din un număr de doze din acest tip de vaccin, însă încercăm distribuirea la nivel național și nu doar în București. Spuneați de, nu de 900 de centre de vaccinare, ci de 753, dacă am reținut bine. Credeți că vor fi suficiente pentru toți cei care vor dori să se vaccineze? Credem că suntem... dacă aceste centre au circa 1766 de cabinete de vaccinare, de puncte de vaccinare, se poate asigura un număr de peste 100.000 de persoane vaccinate în fiecare zi. Ceea ce înseamnă în 10 zile 1.000.000, ceea ce înseamnă în 20 de zile 2.000.000 de persoane și tot așa. Și nu am înțeles ceva bine. Câte persoane din etapa a doua se vor vaccina în cele din nu urmă? Știm cu aproximație. Câte se vor vaccina în final? Estimăm un procent de circa 50%, care va varia cu siguranță de la o categorie la alta. Estimăm și noi un procent mai mare
la populația vulnerabilă și, de asemenea, la anumite tipuri de activități esențiale, cu siguranță vor fi procente mult mai mari. Mulțumesc. O clarificare pentru înscrierea în platformă, ora 3 sau ora 15? 15. Ok, și există o limită maximă cât poate să duc această platformă în privința numărului de persoane înscrise într-o zi? Există în funcție de numărul de sloturi libere din fiecare centru de vaccinare. Adică, ca să putem evalua, un centru de vaccinare care are 4 cabinete de vaccinare, numărul de sloturi pentru fiecare cabinet este circa 60 de locuri libere per acel cabinet. Înseamnă că un centru de vaccinare care are 4 cabinete va putea vaccina 240 de persoane. Acesta va fi numărul de sloturi disponibile în centrul respectiv. Și atunci estimați că în prima zi se pot înscrie câte persoane? Câte ori să dorească. Nu știu să vă spun câte se vor programa. Ok. În privința persoanelor... Dar estimăm un număr de chiar 40.000 de persoane, dar într-o zi. Ideea este că acest număr foarte mare trebuie să aibă o acoperire în ceea ce privește numărul de doze. Trebuie să înțelegem faptul că în luna februarie, la sfârșitul lunii februarie, urmează persoanele care acum și-au făcut prima doză și urmează rapelul. Deci, dacă toate locurile sunt luate, eu pot să intru în platformă să încerc să mă programez, dar nu o să am cum. O să găsiți sloturile disponibile, sigur că da. Persoanele care deja sunt programate sau unele deja vaccinate au locul de rapel deja ocupat. Deja... Am înțeles, nu, pentru prima doză. Deci dacă, nu știu, să zicem că intru spre sfârșitul zilei și se vor fi ocupat toate locurile disponibile. În momentul acela, platforma ce îmi va spune? Că nu pot să mă înscriu, să încerc a doua zi, să dau refresh, să aștept, se updatează în timp real? Există o comunicare între electronică între toate centrele de vaccinare, numărul de doze utilizate care se updatează în timp real, astfel de fiecare dată când dai refresh să vezi dacă s-a mai eliberat un loc, o dată, o zi, un centru de vaccinare sau odată ce sunt ocupate toate locurile disponibile, va trebui să încerc la prima oră, a doua zi? Nu, cred că acest update de care dumneavoastră vorbiți este în timp real. Practic, pe măsură ce o persoană se prezintă la centru de vaccinare și este vaccinată, se eliberează acel, practic, slotul din ziua respectivă se eliberează, se deblochează, dar dumneavoastră nu vă puteți programa dimineața în aceea zi. Practic, programarea o veți putea face la cel puțin 48 de ore din momentul în care intrați în platformă și vreți să vă programați. Probabil că n-am fost suficient de clar. Practic, în momentul în care accesăm platforma informatică, avem centrele de vaccinare și numărul de sloturi libere. Dumneavoastră vedeți numărul de sloturi libere pe o lună de zile și vă puteți programa, vă alegeți o zi în care vreți să vă programați sau unde găsiți un loc liber în acel centru de vaccinare. Nu veți vedea doar locurile din ziua respectivă, ci veți vedea pe o perioadă ca și acum se procedează la fel. Ok. În privința persoanelor fără acte de identitate, de-a lungul anilor au fost diferite estimări, de la 100.000 până la 500.000 de persoane pe teritoriul României. Acești oameni, cum se pot înscrie în platformă? Nu se pot înscrie în platformă neavând datele. Pot să se prezinte la Direcția de Asistență Socială a primăriilor. De asemenea, se pot înscrie prin call center și vor fi vaccinate, se vor prezenta direct la centrul de vaccinare. Chiar dacă nu au un CNP, să spunem, se pot vaccina? Nu au un CNP, se pot vaccina. Și ce fel este cazul persoanelor care sunt din afara României și care nu au un CNP. Uh-huh. Și se pot vaccina și se înregistrează în Registrul Electronic Național al Vaccinărilor. Ok, mulțumesc. Vă rog să clarificare, voiam. Spuneați mai devreme că vă gândiți să schimbați definiția contactului direct. Dacă o persoană care a făcut vaccinul complet, așadar inclusiv rapelul, și intră în contact cu o persoană pozitivă, mai stă sau nu în izolare? Nu mai stă în izolare. Deci, aș vrea să încep un pic mai de departe. Noi suntem în Uniunea Europeană și aici vor fi probabil niște reguli care vor fi stabilite la nivel european. Deja, așa cum se menționează și s-a menționat un pic mai devreme, se discută despre această chestiune, ce se întâmplă și cum vor fi tratate persoanele care primesc vaccinul,
care au făcut și rapelul și practic se consideră că sunt imunizate după o perioadă de o săptămână de la cea de-a doua doză. Cam 10 zile. Deci, practic, din momentul în care se vaccinează prima doză, în funcție de tipul de vaccin, trebuie să mai treacă o lună până când tu ești considerat ca imunitate și această imunitate nu este 100% pentru toate persoanele. Deci este un procent undeva la cam la 97%, 94-97% de persoane care au o astfel de imunitate. Deci din punctul ăsta de vedere, în momentul în care o persoană este vaccinată și vine în contact cu o persoană pozitivă, așa cum v-am menționat mai devreme doamna director Pistol, se va face o analiză și se va rescrie definiția pentru contact. Și dacă trece mai puțin de o lună? Păi nu este încă imun. Asta este ceea ce încercăm să spunem. Deci imunitatea cu adevărat consistentă, care să apere această persoană cu șanse de peste 95%, 96-97% să nu se îmbolnăvească de la cineva, se întâmplă după primirea dozei a doua încă 10 zile minim, 7-10 zile. Și atunci, sigur că altfel privim, dacă am o singură doză, am început să am ceva imunitate, dar în niciun caz nu am ajuns la acest prag de peste 95%, mai bine mă carantinez și am grijă, da? Deci asta încerca să spună domnul doctor. Depinde, vaccinarea și o persoană complet imunizată este aceea care și-a făcut întreaga serie de vaccinare și a trecut și o perioadă de minim 10 zile de la a doua doză, astfel încât să fim siguri că nu poate dobândi boală. În acel moment, sigur că nu mai ai... Aș vrea să adaug și ceva, dacă se poate. Știm că și cei care se vaccinează se pot infecta și pot da virusul mai departe. Riscul este mai mult teoretic, dacă vreți. Având în vedere că persoanele vaccinate cu cele două doze la circa 70 zile de la efectuarea rapelului au răspuns imun protector. Din acest punct de vedere, poate să existe un nivel mic al replicării virale doar la nivelul nazofaringelui, la poarta de intrare. Estimăm că riscul de transmitere este substanțial scăzut, deci nu ne așteptăm să existe aceste situații, dar datele, așa cum am anunțat și cu alte ocazii, vor fi disponibile atunci când se va analiza în momentul de față răspunsul la această întrebare din studiile care sunt în derulare. Mulțumesc! Eu aș vrea să mai facem încă o precizare care să fie foarte bine înțeleasă. După 15 se deschide etapa a doua, atât pentru categoriile vulnerabile, cât și pentru activitățile esențiale. Da? Le puteți detalia un pic? Ce anume? Activitățile esențiale. Cine intră în etapa a doua? Se regăsesc în strategia de vaccinare. Vorbim de... servicii care sunt în momentul de față, care deservesc, de pildă, transporturile, învățământ, apărare, ordine publică, autoritate judecătorească, energie, comunicații, instituția președintelui, instituția guvernului, parlamentul și alimentație publică, mass media. Deci, practic, toate aceste activități sunt incluse așa cum sunt prezentate în strategie. Și dacă se mai poate, ca să închidem povestea cifrelor, spuneați mai devreme că s-au vaccinat, s-au imunizat 125.190 de persoane din prima etapă, dintr-un total de 160.000 de angajați din sectorul sanitar. Am înțeles corect? Da. Înainte să înceapă prima etapă, cifra pe care am primit-o noi toți, era de jumătate de milion, 500 de mii. Marțea trecută, 250 de mii. Spuneați 250 de mii. Angajați. Am spus 160 de mii, sunt angajați, dar la cei 160 de mii se adaugă studenții universităților de medicină și farmacie, personalul din domeniile sociale. 250 de mii, ați spus săptămâna trecută, angajați, cu contract, cu carte de muncă, în sistemul sanitar. Lucrători în sistemul medical și social. Potrivit INSE, în 2019, să știți că au fost 343.630 cadre sanitare
și medici și asistenți și cadre medicale cu pregătire sanitară medie și personalul auxiliar. Deci, până la urmă, la ce cifră ne raportăm? Circa 250.000. Deci sunt 125.000 imunizați din 250.000. Da, aceasta este estimarea, dar noi vorbim de estimări, repet. Da? Important e ca un număr cât mai mare de persoane din fiecare categorie profesională să se vaccineze. Și încă o completare, vom lăsa etapa 1 și ulterior când se intră în etapa 3 și etapa 2 deschise, astfel încât oricine își dorește să se vaccineze oricând pe parcursul anului să poată să o facă. Deci vorbim de estimări, acestea sunt cifrele pe care le avem. Ce este important este să avem un acces cât mai ușor, cât mai facil și un cadru favorabil vaccinării. Există cei 2000 de doctori și 6000 de asistenți despre care vorbeați pentru etapa a doua, pregătiți, trainuiți? Sunt identificați la nivelul fiecărui județ. Urmează perioada de training în aceste zile. Training care se face cu responsabilii din centrele de vaccinare și responsabilii cu Registrul Electronic Național al Vaccinărilor, ținând cont de faptul că marea parte a personalului medical din aceste echipe provine din rețeaua medicală de medicină de familie. Dumnealor efectuează activități de vaccinare în mod curent în cadrul Programului Național de Vaccinare, deci din acest punct de vedere este, dacă vreți, cea mai categoria medicală cu cea mai mare expertiză în domeniul vaccinării. Există procedurile disponibile, fiecare are acces la ele, procedura de vaccinare, circuitul în fiecare centru de vaccinare, ele sunt disponibile și pot să fie practic cunoscute. Da, training-ul presupune doar instructajul asupra manevrei medicale sau vorbim și despre seria de informații pe care cel care face vaccinarea poate să o dea celui vaccinat astfel încât să obțină un consimțământ informat? Noi vorbim de medici. Medicii, trebuie să presupunem, și așa și este, dețin informațiile necesare pentru a răspunde întrebărilor legate de un vaccin în momentul de față, chiar și de vaccinarea împotriva COVID-19. Din ceea ce dorim legat de trainingul cu echipele de vaccinare, vorbim în mod deosebit de cum se organizează activitatea dintr-un centru de vaccinare și de cum se operează în Registrul Electronic Național al Vaccinărilor. Însă, și aici, vreau să vă spun că în momentul de față, registrul este disponibil de 10 ani și medicii de familie fac acest lucru în cadrul Programului Național de Vaccinare. Deci, dumnealor cunosc partea de introducerea datelor în Registrul Electronic Național al Vaccinărilor, însă este un specific diferit la acest moment legat de organizarea fiecărui centru de vaccinare. Activitățile și procedurile sunt cunoscute, ele sunt disponibile și am și vorbit cu direcțiile de sănătate publică pentru a le trimite tuturor centrelor de vaccinare și responsabililor, însă noi așteptam astăzi centralizarea tuturor centrelor și a responsabililor din fiecare centru, pentru a ști cu cine să intrăm în relaționare. Încă vreau să vă întreb eu ceva, vă rog. Dacă o persoană, este imobilizată, nu este instituționalizată într-un centru, ci acasă la ea, cum va fi vaccinată această persoană? Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze și dacă va ajunge o echipă mobilă sau... Printr-o echipă mobilă, medicul de familie împreună cu Direcția de Asistență Socială din primărie, după caz, stabilește persoanele care se află în această situație și se organizează o echipă mobilă care va asigura accesul persoanelor respective la vaccinare. Și mai vreau să vă mai întreb ceva. Dacă o persoană are cele două doze de vaccin, trec și cele 7-10 zile și se va aplica acest principiu de care ați vorbit puțin mai devreme, un român, să spunem, care se va duce într-o țară de pe lista galbenă, se supune regulilor de acolo, apoi se întoarce în țara noastră. Ar mai urma să stea în carantină la întoarcere sau nu? Asta spuneam mai devreme, că din ceea ce noi știm la acest moment, dar sunt lucruri care nu s-au definitivat, practic, nu s-a luat o decizie, nu. Deci pentru contact cu cineva și pentru carantină la întoarcere? Persoana respectivă, teoretic fiind protejată de boală, este o persoană care are un risc foarte mic să mai transmită această infecție. Mulțumesc. Dacă și încă o scurtă precizare, vă rog, să văd dacă am înțeles bine ce se va întâmpla vineri la ora 15. Dacă vineri la ora 15 intru pe platformă și mă programez, practic mă pot programa cel mai devreme duminică la ora 15. Așadar, 48 de ore.
Sloturile vor fi disponibile din data de 18. Din data de 18, de luni. Așadar, vaccinarea propriu-zisă din etapa a doua începe luni, nu vineri. De 15 cu centrele medico-sociale, așa cum am mai spus. Bun, și vor fi activități în unitățile medicale unde se poate face vaccinarea chiar de duminică, de pildă. Dar nu toate centrele vor avea această deschidere a sloturilor. Vă rog să ne spuneți dacă România va recunoaște certificatele de vaccinare emise în alte state, cum ar fi cele din Marea Britanie, Israel, Rusia, nu știu să vă răspund la această întrebare, este o decizie la nivel guvernamental, n-aș putea să vă ofer informații. De asemenea, tot apropo de adeverințele de vaccinare, în momentul de față, pe aceste certificate scrie valabil 4 luni. Ce se întâmplă după aceste 4 luni dacă o persoană vrea să călătorească și are nevoie de un certificat valabil? Doamna doctor? Eu nu știu să scrie undeva valabil 4 luni. Este chiar aseară un doctor din Constanța a postat pe pagina lui de Facebook certificatul de vaccinare în care scrie că este valabil până în aprilie, deci 4 luni. Este adeverința de vaccinare? Da. Scrie că e valabil 4 luni. Și nu este un singur caz. Se poate. Au fost postate și alte adeverințe? Se poate, nu vă contrazic. Care este explicația? Nu pot decât să spun că o să analizăm și vă răspundem data viitoare. Deși nu văd unde scrie. Dacă îmi permiteți, la finalul conferinței vă prezint. Da, mi-ar fi foarte util. Vă mulțumesc foarte mult. Mai am și eu o întrebare, dacă este posibil. Sunt români, mulți români care lucrează, de exemplu, în transporturi navale și au angajator străin. Angajatorul poate să facă programarea în platformă sau cum se vaccinează? Da, sigur. Adică vorbim de o companie străină. Din o companie țară, străină care are angajații români și vor să se vaccineze în România. Da, se pot vaccina. Angajatorul îi programează după aceeași modalitate și regulă ca și ceilalți angajatori. Poate că nu îi recunoaște cuiu și în această cază, în acest caz sunt disponibile celelalte variante de serviciile de call center care validează center. Acest tip de unitate economică sau depinde de domeniul de activitate și ulterior se poate înscrie se pot înscrie angajații. Deci, dacă îmi permiteți, m-am lămurit. Este vorba de data de expirare a produsului, nu a adeverinței. Deci scrie aici produsul Pfizer-BioNTech, lotul, numărul, expiration date, acela. Prin urmare, adeverința nu are un termen de expirare? Orice medicament are termen de expirare. Am înțeles, mă refer la adeverință. Va avea adeverința. Bineînțeles că nu are un termen de expirare până ce compania și toate studiile o să ne spună cât timp ne oferă imunitate. Aș mai avea și o întrebare, vă rog, tot Cristi Mateescu, Sănătatea.tv și Rohelt Review. Care ar fi în momentul de față rata de vaccinare în rândul paramedicilor? Nu am făcut o analiză pe această categorie, dacă domnul doctor Călin Alexandru... Deci, în momentul de față, vaccinarea personalului din inspectoratele pentru situații de urgență, inclusiv a paramedicilor, este în curs. Nu știu să vă dau un răspuns, dar din informațiile pe care le avem, rata de acceptabilitate în rândul lor este peste 70%. Dar nu am în momentul de față să vă spun cu exactitate o cifră. Mulțumesc. Și aș mai avea și o întrebare scurtă. Din data de 15, bolnavii cronici se pot înregistra inclusiv de acasă, de pe platformă. Cum fac dovada diagnosticului pe care îl au? Așa cum am spus, pacienții cu boli cronice, ideal trebuie să se programeze prin medicii de familie. În cazul în care nu au un medic de familie, se vor programa individual, asumând că cele declarate sunt conforme cu realitatea. Deci, prin urmare, ne putem lovi în practică și de situația în care o persoană care nu este, de fapt, bolnavă cronic, se poate vaccina în această a doua perioadă. Chiar dacă nu este etic, nu este legal, nu există un control. Nu
putem, nu putem să asigurăm 100% acest control. Până la urmă, e important ca persoanele respective să aibă acces la vaccinare, respectând modalitatea de programare și criteriile din etapa respectivă. Vă mulțumim frumos și... Dacă se poate, dacă o școală, toți, într-o școală sunt vaccinați toți angajații, acea școală are șanse să se redeschidă mai repede? Nu știu să vă răspund. Este, cred că este o decizie care se ia la nivel guvernamental. Nu știu dacă are influență și nu ține de mine să vă spun acest lucru. Cine poate lua o astfel de decizie în urma rezultatelor din etapa 2 de vaccinare? Este o decizie interministerială care se ia... Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Vă rog mult. Este ultima întrebare. Nu mi-ați putut spune cât ne costă campania de vaccinare, dar vreau să vă întreb dacă din cauza neînțelegerilor dintre autoritățile locale și centrale, etapa a doua de vaccinare ar putea fi în pericol. Eu cred că aceste aspecte vor fi lămurite în cursul zilei de mâine. Vă mulțumim frumos!